Bună seara! Bună seara! Bună seara. Am așa o bucurie că am reușit să ajung și la dumneavoastră, la acest club de sport și constat că pe zi ce trece, mai mulți, din ce în ce mai mulți tineri, se îndreaptă către sport. Acest lucru este un lucru bun. Consiliul Local, așa cum am spus și la celelalte cluburi, din bugetul modest pe care îl are la dispoziție pentru activitățile sportive, a premiat în acest an sportivii din Bârlad. Noi nu am făcut o gala sportului bârlădean, ce este un lucru rău, ar fi fost mai frumos să ne dăm mai. Am făcut-o succesiv, de la un club la altul. În această seară suntem la dumneavoastră. Și nu am evitat, pentru că, dacă stau bine și mă gândesc, cu domnul antrenor, noi avem o relație mai veche, ne cunoaște din mult de dat. Și am ținut să fiu prezent aici la dumneavoastră, să mânăm aceste premii și mici, să spunem noi, sume de bani pentru cei care sunt premiați. Premiul 2. Parascanu Elena. Felicitări și succes! Premiul 2. Vornicu Ciprian. Felicitări, Ciprian! Să ajungi mare campion! Să se aude în toată lumea, da? Poate lumea deja este. Păi, s-a zis că tu ar trebui să mai câștigi o dată. Succes! Premiul 2. Muriș Sergio. Am văzut așa, ca un mare campion. Felicitări și succes! Ajungi! Premiul 2. Burcă George. Felicitări, George! Succes! Premiul 2. Caraman Nicolae. Nu a ajuns din păcate, n-a ajuns. Nici mă la, nici tata? Nu, n-a ajuns niciun. Aplauze pentru asta. Premiul 1. Prisecaru Ardi. Unul dintre cei mai buni sportivi din România, domnul primar. Să mergeți mai departe și să știți că George și Pârmă. Dumneavoastră l-a văzut la banca. Da, a luptat. Felicitări, succes în viitor. Aici, micul semnul. Premiul 1. Ivancea, da? Mitică? Da, a, uite, acum domnul primar a venit să te premieze. Un mare campion. Da. Un copil de... Diplomat. Campionule și aici implicul. Ce să vezi acolo? Dar nu sunt. Da. Consul, ai fost. Premiul Focșa Leonora. Leonora. Premiul 1. Vorbe cu George. Deja el a ajuns o mică vedetă în România. Tot Sandra Muriu îl cunosc. Da. Are și nume de scenă, George Gorila. O să fac o demonstrație pentru domnul primar. Premiul 1. Alexe Florin. Bravo. Aici, prezent. Vă mulțumim că ați venit la noi. O să facem și noi avem o mică surpriză pentru dumneavoastră. Pentru că încurajați sportul și simpla dumneavoastră prezența aici la noi ne onorează
foarte mult. Asta este pentru dumneavoastră, o diplomă de excelență. Dacă se poate. Cea mai mare plăcere. Duce la primărie și o punem acolo în vitrină. Alo, unde mă? Și, cum am zis, simpla dumneavoastră prezență pe mine ne onorează extrem de mult. Pentru că vedem că munca noastră.